Este un proiect mai vechi al Universității pentru Științele Vieții din Iași, un proiect derulat între anii 2010 și 2015. Titlul acestui proiect este Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu și este un proiect de care ne mândrim. Am investit 10 milioane de euro în acest proiect și am realizat acest institut unde avem o serie de laboratoare pentru analize de sol, de plantă, de apă, analize chimice mă refer. Avem laboratoare pentru analize de fizică a solului, laborator de microscopie electronică, avem un computer tomograf, suntem singurii care facem analize pe sol la micro-CT, la microcomputer tomograf și avem acest fitotron în care ne aflăm acum cu 11 camere climatice și 6 cabine, camere climatice cu condiții controlate. Când zic condiții controlate, mă refer la temperatura ambientală, poate fi reglată între minus 20 și plus 50 de grade, umiditatea relativă a aerului, lumina și la lumină putem regla durata de iluminare și intensitatea luminoasă. Testăm hibrizii de porumb în cadrul unui proiect realizat în colaborare cu Asociația Producătorilor de Porumb din România, în ideea de a veni în sprijinul fermierilor. Testăm hibrizi de porumb atât în camerele climatice și facem teste de germinație, dar îi testăm și în câmpurile experimentale ale Facultății de Agricultură.